Bine te-am găsit la un nou episod. Astăzi sunt din nou în căutarea peștilor de pe râul Siret. O să stau pe noapte, s-a cam înnorat puțin, mi-e frică să nu mă fugărească ploaia, dar în caz că vine ceva, o să stau în mașină și aștept să treacă, nu cred că o să plouă tare mult. În fine, hai să-ți arăt cum abordez această partidă. Atâta sper să nu vină ploaia. Poate mă ocolește. Astăzi o să pescuiesc la mămăligă și porumb, bineînțeles. O să nădesc cu aceste bile pe care le-am făcut aici. O să pun pe fir de păr de data aceasta porumb la conservă, pentru că porumbul în lapte nu-mi place de data aceasta. Dar, bineînțeles, cu el o să nădesc. Am amestecat aici niște porumb la conservă cu porumb în lapte și șrot, ca să fie destul de uscat pentru săculeții solubili. Așa că asta este mâncarea pe care i-o dau peștelui astăzi. Apa este destul de scăzută, dar în creștere. Oricum, atunci când am scăpat, crapul era mult mai mare și nu curgea mai deloc, însă astăzi are puțină viteză, nu pot să zic că stă pe loc aproape. Mi împinge monturile un pic la vale, dar sper să fie bine. O să vorbim mai multe de-a lungul partidei. De asemenea, o să țeră monturile și așa mai departe. Gata, am scăpat de ploaie, s-a lăsat seara, am relansat. Am încărcat din nou, deoarece, după cum spuneam, îmi duce puțin monturile la vale, așa că trebuie să le schimb destul de des, dar nu-i problemă, aștept trăsăturile. Ce m-a speriat, o pasăre s-a așezat pe una dintre lansete, am auzit clopoțelul și am zis să fug rapid, că vine crapul, dar de fapt era pasăre pe lansetă. Fai, ce m-a speriat! Da, văd că aproape este întuneric, dar n-am avut încă nicio trăzătură, nici de caras, nici de murunaș, nimic, nimic. Sper să fie o noapte seacă și să vină crapul spre dimineață. După o noapte lungă, fără trăzătură, am mai avut și eu primele două prezentări acum spre dimineață. Doi carași, printre care unul foarte micuț, iar unul extrem de mare și frumos. Ia uite ce cărăsoi frumos. Acum, spre dimineață, când am ieșit să schimb lansetele la mămăligă, i-am găsit pe amândoi. Dar ăsta chiar că este frumos. Uite-l și pe celălalt, ce micuț este. Dar mă bucur că a venit și acesta. Voiam să plec, dar mai stau. Mai stau să văd ce pot să fac cu această partidă. Dacă ar mai veni măcar un caras așa mare, aș fi mulțumit. Mă duc să-i eliberez. Le liberez și pesta mare acum. Este multă vegetație aici, dar o să găsească el drumul. Ia uite ce frumos pleacă. Gata, a plecat și acesta. Am pus un semn aseară când am venit și văd că a scăzut foarte mult apa. Deci de fiecare dată când vin la pescuit, înfing un băț acolo la buza apei, ca să văd dacă scade sau dacă mai crește. Din păcate a scăzut, ceva viteză are și chiar mă mir că am prins acești carași.
într-un final am reușit să aduc și crapul la poză. Nu mare, dar nu mai fac pretenții, sunt cel mai bucuros om. Nu mai fac nicio pretenție. Un crăpușor frumos la mămăligă. Am făcut o poză, acum hai să le eliberez pe domnul Mustăcilă. Vedeți ce bucuros sunt că am prins crap, chiar dacă nu este mare. Hai, du-te! Du-te acasă, nu acolo în buruieni. Din ce am văzut, a plecat racheta în acel locosor acolo. Sper să găsească drumul spre casă, să nu stea pe aici să moară. Hai să zic ceva ce m-a ajutat foarte mult în această partidă. Pe mijloc, curentul este destul de puternic, chiar și acum dimineață, dar parcă un pic mai slab decât aseară. După ce am nădit seara trecută, am observat că acolo în stuf au fost câteva sărituri, deci la vreo oră după ce am nădit cam. Și mă gândeam eu că el stă pe lângă stuf din cauza curentului. Așa că dimineața m-am gândit să arunc montura asta la care am prins crapul exact până în buza stufului. Și se pare că a funcționat. Ciortăneii se plimbă pe acolo, dar am auzit și sărituri mai mari. Am scos toate lanțetele și le-am lansat în buza stufului. Aveam o trăsătură anemică, dar l-am ratat, nu știu ce a fost. Tot ce am prins în această partidă, am prins la mămăligă cu șrot de floare soarelui. Ai mare grijă când pui șrotul mămăliga să fie rece, deoarece își va pierde aroma dacă mămăliga este caldă. Merge și cu mămăligă simplă, însă am observat că trage mult mai repede și chiar preferă mămăliga amestecată cu șrot. Uite și montura pentru crap. După cum ți-am spus, în loc de porumb în lapte, am pus porumb de silicon și o biluță de plumb aici. Ia uite ce înțeapă cârligul. Am făcut această modificare deoarece m-am gândit că va fi mult mai vizibil porumbul de silicon pe timp de zi, însă din păcate nu am avut nicio trăsătură. N-am mai avut trăsături, a început și vântul să bată dintr-o parte, nu mai place. Abonează-te ca să nu pierzi episoadele următoare și dă un like ca să-mi arăți susținerea ta. Mulțumesc pentru vizionare, fii întins!